fost multe situații în viața mea când îmi doream să le pot oferi copiilor mei o viață fără lipsuri materiale cu care și eu crescusem. Dar mă limitam la ceea ce aveam momentan. Inconștient, puțin câte puțin, puneam un prag limitativ asupra ceea ce puteam să devin. Începuse să mă doară și mai tare când am realizat că același lucru trebuiau să facă și copiii mei. Știți momentele acelea în care simți că vrei și poți cu adevărat mai mult de la tine? În decembrie 2020 a fost pentru prima dată în viața mea când mi-am asumat un angajament legat de creșterea mea. A fost momentul când am intrat în Maxwell Leadership Certified Team, cu toate că nu aveam banii necesari. Bugetul familiei era aproape pe minus. Simțeam că această provocare avea scopul să mă ajute să scot tot ce aveam mai bun ascuns în mine de peste 4 decenii. Soluția a fost să fac un împrumut. Totuși, dacă nu mă ajută, cum îi spun lui Marian de decizia mea, pentru că afectează bugetul familiei. Am început să studiez și să ascult poveștile mentorilor și colegilor din Maxwell Leadership. Ce spuneau ei? Că au muncit și că au sacrificat multe lucruri. Dumnezeule, dar și eu muncesc și muncesc din greu și totuși nu am acea mulțumire sufletească de care ei vorbesc. Care este acel ceva care face diferența? Răspunsul a venit când am conștientizat că pentru a crește era necesar să-mi accesez potențialul care a zăcut pentru mult timp în mine. Pentru asta trebuia să mă provoc zilnic singură, dar să și accept provocările venite din partea mentorilor și colegilor. Intenționat trebuia să fac mai multe lucruri care îmi sacrificau zona de confort, liniște și siguranță de până atunci. Așa am început să merg voluntar în școli cu activități de dezvoltare personală, să organizez mastermind-uri gratuite, să vând clubul de speaking, leadership game-ul, coaching și alte programe. Astfel am conștientizat și început să înlătur frici, obiceiuri și credințe limitative. Pasul pe care îl faci peste tot ceea ce ești și ai la un moment dat este pasul magic care te duce mai aproape de ceea ce ești menit să fii. Care este pasul pe care tu ai nevoie să-l faci acum și care poate să te ducă mai aproape de potențialul tău? Mulțumesc!